După ospățul de sărbători din care nu au lipsit sarmalele, preparatele din carne de porc sau dulciurile, stomacul devine leneș, ceea ce înseamnă că organismul nu mai dizolvă grăsimile, ci le absoarbe și conduce la acumularea câtorva kilograme în plus. Excesele alimentare ne afectează metabolismul și încetinesc eliminarea toxinelor. De aceea este nevoie de o cură de detoxifiere, care ajută organismul să-și recapete energia. Chiar dacă nu pun mare preț pe astfel de cure, Giurgiu Venii caută să consume mai multe fructe și legume în această perioadă. Acum, după sărbători, vă axați pe legume? Da, nu vezi că arătăm de legume, da. Da, uite, am luat de legume, facem ciorbă. Mai renunțați la carne? E, nu se poate să renunțăm la carne. Vă gândiți la detoxifierea organismului? Ne gândim, dar nu aplicăm în practic. Ce ați cumpărat? De toate. De toate ce trebuie pentru casă. Și vă axați pe legume acum după sărbători? Da, da, foarte da. Mult ne axăm pe legume. Trebuie să ne axăm pe legume. În special, legumele sunt sănătoase. Numai legume. Ce anume căutați? Fasole, morcovi, de toate legumele. Salată verde? Salată verde, ceapă verde. Da. Este nevoie de o cură de detoxifiere acum? Nu. Nu, că n-am mâncat carne de Crăciun și de anul nou. Dar cine a mâncat? Cine a mâncat să țină. În piața centrală, cele mai căutate sunt ridichile, ceapa și salata verde, care se vând cu 1,50-2 lei legătura, dar și fructele de sezon, portocalele, bananele sau kiwi. Comercianții de aici se plâng însă că au clienți puțini și că mulți dintre giurgiuveni se îndreaptă către supermarketuri, renunțând să mai cumpere de la ei. Acum, după sărbători, vin giurgiuvenii să cumpere legume, salată? Aproape deloc. De ce credeți? Păi s-a aprovizionat. După sărbători nu mai are bani, a cheltuit bani. Știți cum e, trebuie să renunțăm la carne. Păi este, dar totuși e și frig, nu mai este, oamenii sunt în vârstă. Potrivit medicilor, cura de detoxifiere se bazează în primul rând pe consumul de fructe, legume și sucuri naturale. De aceea trebuie evitate cafeaua și alcoolul, care trebuie înlocuite cu ceai de plante și cel puțin 1 litru de apă pe zi.